al lui Bogdan Mitra. Apoi în minutul 63 Alexe deschide scorul după o acțiune și gol, și gol! Gol al lui Dinamo, surprinși cu toții am fost de execuția lui Buloza. El este cel felicitat de coechipierii de la Dinamo. A bătut de la aproape 40 de metri, lovitura liberă Buloza direct pe poarta lui Albuț. Extraordinar golul bosniacului, 2-0, Buloza la prima sa reușită în tricoul lui Dinamo, 2-0 și ușor, ușor, iată, Dinamo reușește să se desprindă. Minutul 70, Gordan Buloza, minutul 71, am intrat în minutul 71, o execuție surprinzătoare, iată-l pe Buloza, de unde trage aproape de la centrul terenului, are și Albuț partea lui de vină, nu prea ai voie să iei gol.